La fel că în ultimii aproape 20 de ani și anul acesta, administrația locală din Brad are probleme cu asigurarea păcurii necesare încălzirii locuințelor și a instituțiilor publice, dar și a fondurilor necesare pentru susținerea subvenționării prețului gigacaloriei. Potrivit primarului Florin Gazacu, deocamdată este asigurată păcura pentru luna noiembrie. Primarul Florin Gazacu a explicat la 1 TV de ce nu este nici acum gaz metan în Brad. Vreau să vă spun că de 18 ani se asigură energie termică în locuințele brădenilor într-o centrală termică ce este alimentată pe păcură. Este de notorietate faptul că municipiul Brad nu a fost alimentat la rețeaua națională de gaz metan. S-a finalizat aducțiunea de gaz metan spre municipiul Brad doar în acest an, undeva în luna mai. Iar în ceea ce privește distribuția gazului metan în municipiu, primăria a reușit să acceseze fonduri europene prin un program operațional infrastructură mare și suntem în acest moment în faza de licitație publică pentru desemnarea constructorului care va face rețeaua de distribuție gazului metan în municipiul nostru. Încă de la începutul lunii, administrația locală a lansat un semnal de alarmă cu privire la faptul că nu poate asigura stocul de păcură necesar centralei termice ce deservește localitatea și nici banii necesari subvenționării cu 50% a prețului gigacaloriei din această iarnă. Între timp, administrația locală a reușit să găsească un furnizor, dar care poate asigura păcura doar pentru luna noiembrie și se pare că vor veni și banii pentru subvenție. Există combustibil pentru pornire. Luna noiembrie, 1 noiembrie, trebuie să fie data la care pornim sistemul și sunt în proporție de 80% îndeplinite condițiile tehnice. Din punct de vedere financiar, este nevoie de sprijin din partea guvernului, iar în ceea ce privește perspectiva, distribuția de gaz metan și construirea unei centrale sunt în atenția noastră și există o strategie clară cu termene clare pentru a reuși să depășim această problemă. Este clar că se va găsi banii până la urmă și se va găsi cantitatea necesară ca să iasă din iarnă. Dar iară pentru a o oară este o chestiune pe care o avem. Nu reușim să rezolvăm problema la primăvară, după ce când dă căldura, iar nu reușim să discutăm și să punem în picioare proiectul. Deci trebuie până la urmă și primarul de acolo și toți ceilalți să vină și să facă demersurile și să găsească soluțiile și să rezolve această problemă. Este cu totul și cu totul de neînțeles, pentru că știm că această problemă trăbuiază de mulți ani. Ea trebuia rezolvată. Pentru a funcționa pe perioada întregului sezon de iarnă, primăria Brad trebuie să achiziționeze între 3.000 și 3.500 de tone de păcură.